Bă, dar ce urât e afară, bă. Cred că tu na. Go fuck, ce urât e afară. Cred că la toată lumea așa. Go fucking Minecraft. Wow, încă mai e Minecraft pe canal? Oare voi mai face Minecraft? Băi, asta ieri ce am postat? A, da, am postat ceva cancer. Deci am postat aia, nu știu nici eu. Da. Știu că sunt o persoană foarte nașpa, știu că sunt un căcat cu două urechi. Băi, e o persoană normală, nu sta așa, dar... Na, YouTube-ul ăsta mă transformă, nu știu de ce. Nu e vina mea că sta așa. Da, nici că nu e vina mea că nu am născut eu așa. Că eram mic, nici nu eram așa, adică eram foarte șmecher. Foarte vesel, foarte... Bă, ieșeam pe afară cu prietenii, eu nu mai e ca acum, decât stăm în case, ieșim mai rar când o fi din bunker, nu știu, când ies eu afară, nu văd nici pe nimeni afară, adică, what the fuck? Ok, și mai ziceți de mine că sunt non-lifer, da, eu măcar mai ies pe afară, să mă mai cheam, altfel nu ies, pentru că decât să ies singur și să stau ca un trist, mai bine stau ca un trist în casă, și mai bine. O, da. A, da, de... Ce am vrut eu să zic? A, da. Minecraft, nu o să mai facem. Am promis eu seria aia cu abonați, dar mi-e teamă că cam nu o să fie apreciat, adică și Minecraft nu mai apreciat în 2017. Păi și la începutul anului era, până să apare crejurealul cu trendul ăsta, era Minecraft la putere, acum e... Da, nu mai face nimeni Minecraft în afară de alții. Lumea încă mai face Minecraft, dar... Na, nu mai prinde la unii. La alții, da, la unii nu. Nu știu dacă vreți voi să mai facem sau nu Minecraft. Eu nu știu, mie e indiferent. Dar nu cred că o să mai fac. Cel mai probabil. Și să vorbim despre YouTube-ul ăsta românesc de pe Andrei din România. E cel mai canceros, din păcate, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, nu știu ce credeți voi, dar eu nu. Eu cred că e canceros. Bine, și eu, până și eu sunt canceros, care nu eram înainte așa. Da. Eu sunt canceros atunci când nu-mi convine nimic, dar... N-am avut o perioadă mai grea. Măcar am trecut în a 10, adică... Și mai bine, haha, și la Mate Info. Și mai bine. Haha. E trist. Da, măcar eu am un viitor. Că la, dacă era, mergeam la filologie, n-aveam nici măcar... Na, unde mă duceam? La Strasbourg, noi? Unde mă duceam? Nu știu, la filologie nu știu ce ajungi. Dar am atât timp, știu. Ajungi mai multe decât ai ajunge în altele. Să vă alegeți la științe ale naturii sau la economic sau la ceva, dar la filologie să nu vă alegeți pentru că e prea nașpa. Da, filologie prea e useless, ca să zic așa. Mai bine vă alegeți altceva, da? Că nu vreți mai timp, vă alegeți altceva, dar nu filologie. Filologia e nașpa și nu te face nici măcar director. Ce te faci, filozof? Ce pana mai te faci? N-am înțeles nici eu. Dar mai bine decât în altă parte. Da. Cei care sunteți acum cu examenul în a 8-a, succes mult. Vă urez să treceți cu bine. Să nu rămâneți vreunul să luați nota 4, că vă mănânc. Nici măcar ce să luați minim 7, la mine luați minim 7. Bine, cu eu, cu ce am trecut? Am luat și 7 și ceva, aproape 8, la exact. Parcă asta mi-a ieșit, nu știu. Așa mi-a intrat și eu la un liceu foarte bun. Pentru mine, pentru alții, nu știu. Da, vorbesc ca disperatul, nu știu ce să zic. Zici că sunt într-un live acum și n-am ce zice. Live-ul nu știu o să mai fac, pentru că deja mă plictisesc pe live. N-am ce mai faci. Era hype-ul înainte, da, știu. Înainte să apară alți YouTuber ăștia cu Crejoan, cu alea, ah, olio, ce frumos era. Mamă, vremuri bune. Vremuri bune pe YouTube, înainte nu erau așa mulți. Se apucă acum într-una. Cred că acum, în secunda asta, se mai apucă unul și încă unul și încă unul. Cancer deja. Da. YouTube-ul pe ăsta pe Android, na, e cam nașpa. În afară de, na, Kinguin, ce mă mai uit la Kinguin, mai interesant el. Păi, mă mai uit. Clejura.
Pelagio, și pe acolo când nu mai posta, nu știu, postează cel mai rar, dar mă uit. Bun, la mulți, unii nu merită, alții da, depinde, nu știu la cine vă uitați voi. Minecraft-ul, nu știu ce seria aia care vreau eu să o fac cu voi, bă, frate, dacă vreți să o facem sau nu. O făceam pe Multiplayer Master, pe versiunea asta, nu. Făceam și Watchmaker, un fel de CMP, jucam multiplayer, era foarte șmecher. Și aia, jucam cât jucam, ne distram. Ceva, o mapă să facem noi, ce mapă vrem noi. Să ne face caz, ceva, să fie șmecher. Și asta am jucat și în live. Chiar ar fi șmecher să facem o serie din asta, gen. Chiar ar fi șmecher. Da, nu știu, Minecraft-ul, nu știu, nu mă mai satisface atât de mult. Avem store-ul aici, am uitat de el. Bă, păcat că nu mai pot tine și asta. Interesant, nu prea cine știe ce. Pentru doi play. Frate, dar ce credeți că ar da bani pentru așa ceva? Și așa dai bani adevărați pe proastea, nu da bani de măcar dacă ai da Minecraft din astea. Dar stai, cum faci tu bani din ăștia, că nu știu. Ok, nu știu. Poate faci din survival sau ceva. Dacă nu faci nimic, îmi bat picioarele. Da, fraților, băi, și cam atâta. Îmi pare rău că am postat ieri clipul ăla. Am făcut 80 de like-uri și 20 ceva de dislike-uri, ceva de genul. Se pune, facem. Am făcut 100 de like-uri fără dislike-urile alea. Merge și hate-ul. Numai când încerc să mă las și o să scap de YouTube, dați voi dislike, nu știu cum. În rest, n-am dislike-uri. Abia am. Mă mir. Nu știu ce vrei să fac, critical loss farming, crezi lui, nu știu ce să mai fac. Nu știu ce vreți voi să facem. O să fac un straw poll din ăla șmecher, să intrați pe el în descriere și o să vedem. Nu știu, vreau să rezolv mai multe chestii acum, dar nu atât. Da, deci Minecraft RIP, nu știu ce vreți voi, e decizia voastră, eu nu zic nimica, dar mie nu prea mă, ce până am. Oh, sunt vrăbi, cred că e o pisică ceva. Ok. Charles.